sigur că pot să vorbesc cu dumneavoastră prin intermediul paginii noastre de Facebook Drag de România Mea. Aș vrea să vă spun că, începând de astăzi, mari artiști și mari personalități ale României care au fost în cadrul galei noastre Drag de România Mea la TVR2 în fiecare duminică la ora 15, se vor înregistra și vă vor transmite mesajele dumnealor pe această pagină de Facebook. România mea este și a ta. Eu sunt acasă, stați și dumneavoastră acasă și duminică la ora 15 pe TVR2 să urmărim împreună emisiunea Drag de România mea, semnată de Paul Surugiu Fuego. România mea este și a ta. Dragii noștri, vă salutăm de la noi de acasă, unde suntem alături de cei dragi și ne bucurăm de zile și momente unice. Sperăm să fie momente pe care nu le vom mai trăi niciodată, chiar dacă sunt frumoase, că stăm împreună și ne bucurăm unii de alții. Sunt vremuri delicate, vremuri fragile, care sperăm din suflet să treacă cât mai repede. Și stați acasă, nu regătați asta, pentru că o faceți pe binele nostru al tuturor. Bucurați-vă de cei dragi, de toți cei pe care aveți împrejur și să ne vedem cât mai repede și cât mai bine la concerte, în primul rând să fim sănătoși. Să ne vedem la concerte și la emisiuni frumoase. Și dacă toți sunteți acasă, vă îndemnăm să urmăriți emisiunea Drag de România Mea în fiecare duminică pe TVR2. România mea este și a ta. Bună ziua, Paul, bună ziua a tuturor, vă salute. Scuzați-mă, vai, sunt foarte speriată, nu știu, am impresia că virusul acesta se poate lua prin orice mijloc, dar și m-am obișnuit cu ea, asta este masca de bucătărie. Vă salut de aici, de la mare, unde este o vreme frumoasă de martie, plină de energie. M-am îmbrăcat în alb, știi, ca să insuflu curajul și optimismul. Mai devreme chiar am vrut să fac plajă la razele soarelui care îmi bătea un geam, dar m-am răzgândit, pentru că nu am încredere nici în mine. Să știți că izolarea aceasta ne-a adus și foarte multe satisfacții, trebuie să recunoaștem. Mulți dintre noi am putut să stăm alături de cei dragi, să ne descoperim și să ne redescoperim, să citim mult, să dansăm, să cântăm, să facem haz de necaz, așa cum îi stă bine românului, să ne, mulți dintre dumneavoastră, să se uite la emisiunile preferate. Despre asta o să vorbim acum. Paul Surugiu Fuego ne propune în fiecare duminică la orele 15 emisiunea Drag de România Mea pe TVR2, unde sunt invitați oameni de cultură, de artă, foarte mulți artiști, și duminică 29 martie, cum spuneam, la orele 15, va fi o emisiune în care voi fi și eu invitată. Vă mulțumesc foarte mult și sunt fericită că putem comunica prin intermediul acestei tehnologii înalte, poate prea înalte pentru unii, dar trebuie să ne obișnuim și să sperăm că totul va fi bine și că în scurt timp ne vom relua activitatea. Vă mulțumesc, nu uitați, duminică la orele 15, Drag de România Mea pe TVR2. Vă salut și de-abia aștept să ne vedem, să lansez cea mai recentă melodie a mea, pe care mi-a dăruit-o de mărțișor prietenul și colegul meu Ovidiu Comornic, pe versurile Elenei Răilanu, Femeia are dreptul la iubire.